Păi, păi, dar știați voi, bă, nu știați, că dacă nu știați, dacă n-ați vorbit cu doamna Gioana, n-aveți de unde să știți cum face fata domnului și a doamnei Gioana, Mihaela și Mircea Gioana, în legătură cu căsătoria, pentru că doamna Gioana spune doar acum și doar pentru voi. Organizăm cursa Race for the Cure, o cursă caritabilă, este a noua ediție. Va avea loc pe 11 iunie pe Stadionul Național Arcul de Triumf. Începe la ora 9 dimineața. Lumea se poate înscrie pe fundațiarenașterea.ro sau pe raceforthecure.eu, cred că scrie aici. Și taxa de înscriere este 60 de lei pentru adulți, 30 de lei pentru copii. Ce facem noi cu banii? Oferim teste gratuite femeilor din mediul rural, teste Babe și Papa Nicolau. Și așa cum scriem, este o înscriere, înseamnă un test gratuit. Chiar și cei care nu pot veni în persoană pot să intre și să doneze o taxă de înscriere pentru a ajuta o femeie din mediul rural sau din mediul mic urban. Noi ne deplasăm cu unitatea mobilă a Fundației Renașterea în localități mici, în comune și orașe mici și oferim gratuit aceste teste. Pentru că aceste femei se deplasează greu și nu au cabinete medicale în zonă și lor le este cel mai dificil să facă ceea ce noi predicăm, să prevină în loc să tratăm. Spuneți-mi, mai sunteți implicată și în alte campanii, că v-am văzut și la alte evenimente de-a lungul timpului, caritabile sau dedicate sănătății sau știu eu. Particip oriunde sunt invitată și pot să aduc ceva prin prezența mea. În principal, Fundația Renașterea este activitatea mea. Sunt și vicepreședinta unei organizații internaționale care reunește fundații similare cu Renașterea din diferite țări europene. Sunt 31 de fundații și toate aceste fundații organizează cursă caritabilă în țările lor respective. Chiar și românii care trăiesc în străinătate, deci toată diaspora noastră din Italia, din Franța, din toate țările în care se organizează curse, pot intra pe raceforthecure.eu, pot dona și pot participa în țara în care ei trăiesc, dar dirigează fondurile către România. Ce frumos, foarte frumos! Că n-am cum să nu vă întreb că anul acesta fiica dumneavoastră vă va face soacră mică. Se apropie evenimentul? Da, suntem foarte bucuroși, în principal de faptul că Ana și-a găsit perechea și că este un tânăr pe care și eu și Mircea îl placem foarte mult. Da. Și-a ales locația, nu știu, rochile, dumneavoastră v-ați ales ținuta? Sincer, eu încă nu, dar am în minte cam ce vreau, urmează acum când ne eliberăm să mă ocup, iar de restul părinții băiatului se ocupă de tot, dar au ales locație, va fi un eveniment frumos, este copilul lor cel mai mare, fiul cel mare și vor să-i facă o nuntă frumoasă. Cred că asta e cel mai important lucru, să fie înțelegere și să fie ei doi fericiți și, bineînțeles, să ne aducă nepoți. Asta așteptăm cu cel mai mare drag. Mulțumesc frumos!